În această seară, polițiștii și jandarmii Constanțeni desfășoară o acțiune pentru verificarea modului în care se respectă normele legale. Vorbim aici despre hotărârea de guvern care a intrat în vigoare din această zi și prin care circulația persoanelor este interzisă în intervalul orar 22:05. Bineînțeles, această circulație este permisă doar în anumite motive bine justificate și având o declarație pe propria răspundere, o legitimație de serviciu sau alte documente justificative. Până la acest moment nu am întâmpinat probleme, oamenii au înțeles că trebuie să respecte aceste norme, oamenii știau despre existența acestor norme legale care au intrat în vigoare și s-au conformat. Care sunt sancțiunile pentru cei care nu au toate cele enumerate? Persoanele care nu își pot justifica prezența pe stradă în intervalul orar 22:05 sunt pasibile de sancțiune contravențională cuprinsă între 500 și 2500 de lei.